Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil Ibrahim a atras recent atenția cu declarațiile sale care se află adesea pe agenda revistei. Halil Ibrahim a făcut declarații care și-au surprins fanii și mass media într-o conferință de presă recentă. În fața unei mari adunări de presă, însoțită de un zâmbet misterios, el a spus următoarele. Dragi prieteni, astăzi sunt aici pentru că vreau să împărtășesc cu voi o parte importantă din viața mea. Voi face o declarație foarte specială atât despre trecutul meu, cât și despre viitorul meu. Sper să pot surprinde pe toți cei care așteaptă această declarație. Conferința de presă care a început cu remarciile lui Halil Ibrahim a atras atât de multă atenție încât a devenit subiectul unei reviste de 100.000 de caractere. Iată detaliile acelui eveniment, mărturisirea surprinzătoare a lui Halil Ibrahim. Sila Turcoglu este atât trecutul, cât și viitorul meu. Mărturisirile neașteptate ale celebrului actor Halil Ibrahim zguduie mass media. Halil Ibrahim, unul dintre cunoscuții actori turci, și-a făcut un loc pe agenda cu declarațiile sale surprinzătoare din ultimele zile. Halil Ibrahim, recent la o conferință de presă. Actrița Sila Turcoglu este atât trecutul, cât și viitorul meu. A atras toate privirile spre el cu declarația sa. Această declarație neobișnuită a șocat lumea revistei și a ridicat multe întrebări despre trecutul și viitorul lui Halil Ibrahim. Halil Ibrahim a făcut această declarație importantă într-o conferință de presă în fața membrilor presei și a fanilor. Zâmbetul misterios și seriozitatea de pe tipul lui Halil Ibrahim au făcut discursul său și mai intrigant. Actorul a spus următoarele: dragi prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc. Astăzi sunt aici pentru că vreau să împărtășesc cu voi o parte importantă din viața mea. Acest anunț probabil îi va surprinde pe mulți dintre voi, dar are o semnificație cu totul specială pentru mine. Când Halil Ibrahim a spus: actrița Sila Turcoglu este atât trecutul meu, cât și viitorul meu. A fost o liniște grozavă în toată camera. Deși se știe că amândoi sunt prieteni apropiați, această afirmație a condus pe toți la reflecții profunde. Ce înseamnă această mărturisire a lui Halil Ibrahim? Prietenia și cooperarea dintre cei doi au fost adesea în centrul atenției mass media de mulți ani. Cu toate acestea, declarația lui Halil Ibrahim pare să schimbe complet dimensiunile relației lor. Halil Ibrahim și-a continuat cuvintele. Eu și Sila Turcoglu nu suntem doar colegi de muncă, ci și prieteni apropiați. Fiecare clipă cu ea este o comoară de o valoare incalculabilă pentru mine. Sila Turcoglu a împărtășit multe amintiri din trecutul meu și vreau să fiu alături de ea în viitor. De aceea spun, Sila Turcoglu este atât trecutul, cât și viitorul meu. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim au fost primite cu mare surprindere la conferința de presă la care a participat Sila Turcoglu. Sila Turcoglu nu a știut ce să spună, care a răspuns la aceste declarații și a tăcut. Pentru cei care nu știu că prietenia apropiată a duo-ului are o dimensiune atât de profundă, aceste declarații au fost consemnate ca un fapt foarte surprinzător. Deși declarația misterioasă a lui Halil Ibrahim a stârnit multe speculații în lumea revistei, a ridicat și multe întrebări despre viitorul duo-ului. Vom vedea ce înseamnă această afirmație de-a lungul timpului, dar deocamdată atenția tuturor este concentrată asupra acestei declarații extraordinare. Actrița Sila Turcoglu, la rândul ei, rămâne tăcută și nu a făcut declarația pe care toată lumea o așteaptă cu nerăbdare. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim par să țină ocupată lumea revistelor pentru o lungă perioadă de timp. Așteptarea continuă pentru ca mai multe detalii despre prietenia și cooperarea duo-ului să iasă la iveală. A fost o mare zdruncinare despre Dogucan, Sila Turcoglu și Alpna Vruz.
Evenimentul șocant de pe platourile de filmare a seriei Blueberry Sorbet a lăsat uimiți pe fan și mass media. Dorința Silei Turcoglu s-a împlinit în sfârșit și acest eveniment pare să își lase amprenta asupra seriei. Telespectatorii fideli ai seriei Blueberry Sorbet s-au concentrat recent asupra modificărilor aduse serialului. Numele aflat în centrul acestor schimbări a fost Dogucan Gungor. Dogucan Gungor a decis să părăsească seria Cranberries Herbet și a surprins atât fanii, cât și producătorii serialului cu această declarație. Dogucan Gungor a fost iubit de un public numeros cu personajul pe care l-a interpretat în serialul Cranberries Herbet. Totuși, totul s-a schimbat odată cu declarația surprinzătoare a lui Dogucan Gungor. Deși nu a precizat clar motivele părăsirii seriei, se precizează că Ginger a plecat din cauza proiectelor sale. Cealaltă vedetă a serialului, Sila Turcoglu, așteaptă de mult timp ca dorințele sale să se împlinească. Dorința Sila Turcoglu a fost în cele din urmă acceptată și plecarea lui Gungor i-a permis să se îmbarce într-o nouă călătorie. Proiectele de viitor ale Sila Turcoglu și modul în care personajul său va evolua au devenit un obiect de mare curiozitate. Munca de studio a lui Alpnavruz a fost un alt fapt notabil. Legătura lui Alpnavruz cu Sila Turcoglu a dus la speculații despre viitorul serialului. Misterul despre noile proiecte la care duo-ul va lucra împreună stârnește curiozitatea. Se așteaptă cu nerăbdare modul în care seria Blueberry Sorbet va suferi o transformare cu aceste noi caracteristici șocante și ceea ce așteaptă publicul. În zilele următoare vor fi dezvăluite mai multe detalii despre aceste știri șocante din lumea serialelor și a actorilor celebri. Pulsul lumii revistelor continuă să bată cu aceste schimbări importante. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.